Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Iubiți frați și iubite surori, această parabolă a Fiului Risipitor este de fapt istoria emancipării omenirii, sau mai bine zis, istoria repudierii lui Dumnezeu de către omenire. Fac o precizare aici, nu toată omenirea este așa. Mă refer în special la continentul nostru, Europa. Cine nu-și amintește de copilăria sa? Chiar și cei care au trăit în sărăcie. Nu? Avem istoria Bernadetei, cea care a văzut-o pe Maica Domnului la Lourdes, care trăia în cea mai neagră mizerie. Nu? Dar lângă Dumnezeu, tot e mai bine decât în păcat, adică departe de Dumnezeu. Când Israelul era cu Dumnezeu, ne amintim cum îi era poporul ales. Nu? Domnul era cu ei. Le dădea hrană. Cădea mană din cer. Le scotea apă din stâncă. Dădea cu toiagul, ieșea apă. Îi conducea direct prin nor ziua, iar noaptea prin stâlp de foc, prin pustiu. Demola zidurile cetăților, cum a fost cazul la Ierihon. N-a trebuit să lupte poporul ales. Au înconjurat numai de 7 ori zidul Ierihonului și în a 7-a zi, când au sunat din trâmbițe, zidul Ierihonului au fost jos. Și asta este certificat prin cercetările arheologice. Că așa a fost, la un moment dat, zidurile au căzut în mod inexplicabil. Păi a fost puterea lui Dumnezeu că a demolat aceste ziduri. Ce se întâmpla când Israelul se emancipa de Domnul? Veneau alte popoare peste ei și îl asupreau cumplit. Dar îndurarea lui Dumnezeu nu are margini, dragii mei, și de fiecare dată când se întorceau la El, îi ierta. Și am pregătit aici pentru dumneavoastră un psalm, care mie îmi place foarte mult, psalmul 135, Și de ce l-am ales? L-am ales pentru că de 26 de ori în acest psalm este repetat aceasta. Veșnică este îndurarea Lui. Nu? Lăudați pe Domnul că este bun. Veșnică este îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeu, Dumnezeului, pentru că veșnică este îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnului, pentru că veșnică este îndurarea Lui. Singurul care face minuni mari, veșnică este îndurarea Lui. Și așa mai departe. Vă rog să citiți acasă. Psalmul 135. Ce se întâmplă azi în Europa emancipată și bogată? Acum întreacă fie spus bogăția, tot la Domnul are. Ce avem noi care nu este de la Domnul? Ce avem? Avem ceva? Totul este de la Domnul. Nu? Există mai multe fericiri în această Europa emancipată? Acum ați fost prin Europa. Și eu am fost prin Europa. Există mai multe fericiri în această Europa emancipată? Ce se întâmplă atunci când un întreg continent se îndepărtează de Domnul? Mintea se întunecă. Păcatul face ca să nu mai există discernământ. Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, în mod profetic, în anul 1979, spunea: poporul al lui Dumnezeu, învățați să numiți albul alb și negrul negru. Răul rău și binele bine. Învățați să numiți păcatul păcat. Așa spunea Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea. Astăzi, întunecarea minții, urmarea îndepărtării de Dumnezeu, a luat proporții halucinante, dragii mei. Acum, în Apostolul de azi, ați văzut că este vorba de desfrânare. Nu spune Apostolul Neamurilor, aici, în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 18, fugiți de desfrânare. Nu?
Sau la versetul 15, oare nu știți că trupurile voastre sunt mădulare lui Hristos? Luați deci mădulare lui Hristos și le voi face mădulare unei desfrânate? Nu? Dar noi am depășit Europa noastră, am depășit acest stadiu. Acum nu mai este. Adulterul este ceva mizlic. Asta nu mai este. Ce este adulter acum? Asta se face normal, acest ceva foarte normal. Să-ți înșel nevasta, să-ți înșel soțul, asta e ceva normal, nu? Nu! Acum am trecut la altceva mai interesant. Asociația Teologilor Americani a hotărât că pedofilia este o altă înclinație sexuală și deci este permisă. Asta este primul pas pe legalizarea pedofiliei. Asta nu-i nimic. Mergem puțin mai altă știre interesantă. Cei care aveți Facebook, poate că ați văzut. În Suedia, o țară foarte civilizată, în ghilimele, foarte civilizată, tinerii Partidul Liberal au propus legalizarea incestului și a necrofiliei, adică a sexului cu morții. Întreagă de fie spus, în Suedia nu mai există o biserică creștină luterană. Sau dacă există, auziți cum sună biserica aceasta. Episcopul de Stockholm, luteran, este o episcopiasă care este lesbiană și care este căsătorită cu o altă femeie. Asta e episcopul de Stockholm. O biserică pro-choice, nu? Ok cu avortul, ok cu eutanasia, nu? În Suedia, medicii sunt obligați să facă avort. Nu există obiecție de conștiință în Suedia. Nu există așa ceva. Apoi, e normal să aibă astfel de tine, dragii mei. O astfel de biserică, astfel de tine. Există mai multă fericire în Europa noastră care s-a emancipat de Dumnezeu? Nu, dragii mei. Cele mai multe sinucideri, unde sunt? În Suedia. În Suedia. În bogata și civilizata Suedia. Dragii mei, am fost recent în Vietnam. O lume cu totul aparte. Pot spune că poporul vietnamez catolic, pentru că numai mică parte din cei 98 de milioane de vietnamezi sunt catolici, 8 milioane, este un popor fericit. Chiar dacă nu bogat. De unde vine fericirea acestui popor? Din alipirea lui de Domnul. În Apostolul de astăzi, la 1 Corinteni 6:17, spune așa: iar cel ce se alipește de Domnul este un duh cu el. Nu? Spune așa, a sta lângă Tatăl cel Bun, a nu revendica moștenirea și a pleca. Nu? Ați văzut cum a zis fiul mai tânăr. Tată, dă moștenirea care mi se cuvine. Cu impertinență. N-am uit încă tată. Asta apropo, știți ce spune Biblia? Biblia spune să nu care cumva să vă lăsați pe mâna copiilor voștri în viață. Atenție, cei care vreți să... Lasă că dau la copilul meu. Nu. Până când muriți, să fie a vostru. Așa spune Biblia. Așa spune Biblia. A sta cu Domnul în Vietnam, ce înseamnă? Și a trebuit să se ne pentru toți. A fi prezent la Sfânta Liturghie, tot poporul cu mic și cu mare. Dar acum întrebați, la ce oră este liturghia în Vietnam? Ghițește cineva? Eu. A, că tu ai tătat pe Facebook, da. Așa. La ora 5 dimineața. Dar de ce la 5 dimineața? Nu! În fiecare zi. Pentru că poporul catolic vietnamez merge la lucru, la lucru, merge la școală, la facultate, împărtășindu-se. Și a te bucura de prezența Tatălui în Sfânta Evharistie, asta înseamnă
bucuria poporului vietnamez, a fi generos. Cei mai înstăriți, pentru că în Vietnam, deși voi aveți poate o impresie, și eu am avut o percepție că am greșit despre Vietnam, nu? Țară comunistă, mă gândeam, mă, voi fi urmărit de securitate pe acolo, cine știe, Duba după mine, nu? Nici vorbă. Nici vorbă. Nu este un comunism pe care le știm noi, nu? Până 89. Este un alt fel de comunism. Dacă nu ar fi fost niște îndemnuri mobilizatoare, nu? Cu trăiască Partidul Comunist Vietnamez și cu soarele care arată acolo viața nouă comunistă, nici n-ar fi crezut că este o țară comunistă. Pentru că lângă aceste pancarte, să spunem așa, mobilizatoare, există reclame cu Honda sau cu Siemens sau cu Coca-Cola sau mă rog, ceea ce a de neconceput la noi, comunismul nostru. Nu? Așa, dar cei mai stăriți, nu? Ce fac acești vietnamezi? Am fost șocat de biserice din Vietnam. Păi biserica asta este mică, dragii mei. Dar bisericele din Vietnam sunt mari, nu în orașe, în orașe sunt enorme, dar și în sate. În sate sunt biserici uriașe, am putea spune. Nu? Și la uimirea mea, dar cine vă ajută cu bani ca să aveți legătură cu Occidentul? Eu tot așa mă gândeam. Nu, nu, zice. Noi le construim. Și cine? Păi zice, uite, Cutare, care e bogătaș, a dat $1,000,000 pentru o biserică. $1,000,000, auziți? Și am văzut la preot toți cu mașini, dar nu cu mașini, Doamne, o dace de asta amărâtă, Logan. Mașini de 60-70 de mii de euro. Toyota, zic, dar mașinile astea de unde le aveți? Păi tot de la ăștia. Tot de la ăștia. Deci, familiile bogate oferă pentru biserică și pentru slujitorii bisericii bani. A fi fericit cu familii numeroase. Fiecare familie catolică vietnameză are minimul 4 copii. Ați auzit bine? Minimul 4 copii. Iar primirea preoților, nu? Am avut o casă, intru în casele unor, în anumite case, și bogați și săraci, pentru că este o mare sărbătoare. O mare sărbătoare. Și nu ești de acolo după ce te-ai rugat, cât te-ai rugat, încărcat de daruri. Mie mi-a fost jenă, vă spun. Ce avea mai bun acea familie să-mi dea? Pisați că nu. Nu, nu, nu. Dacă nu-l primeai, erai să te-a jignit. O biserică viguroasă, tânără, într-o duminică, într-o parohie, numai într-o parohie, am asistat la 22 de boteze. La noi nu este într-un an atâta. Doar nici vorba. 22, asta e un număr. 22 de boteze odată. Am să vă prezint într-o zi, cam imagini, să vedeți, poate că, mă, părintele exagerează. Dar o să vedeți. Normal că o astfel de biserică atrage, nu? Înainte de a vine în România, în catedrala din Hanoi, 14 tineri catecumeni proveniți din păgâniști se pregăteau să intre în biserică. Seara, în postul mare, la Romanul Catolic deja este post. Postul mare. În fiecare seară, ascultați-mă, în fiecare seară, la 7 fără un sfert, începea, asta pe lângă liturghia de la 5, în fiecare seară la 7 fără un sfert se făcea rozarul și se citeau toate evangheliile patimilor. După Matei, după Marcu, după Luca, după Ioan. Toate. Ceea ce se face la noi în Joia Mare, citirea evangheliei, se face în fiecare zi. Nimeni nu pleca. Toată lumea stătea și asculta în genunchi Evanghelie, în genunchi. Așa arată o biserică care a rămas fidelă Tatălui, care n-a dorit și nu dorește emanciparea, așa cum au dorit-o europenii. În Apostolul de azi se vorbește despre desfrânare, așa cum am remarcat. Cum evităm noi desfrânarea?
Câți preoți mai amintesc de păcatul adulterului și consecințele lui? Cum achetăm pe tinerii noștri îmbrăcați, pe cei care mai vin în biserică? În Vietnam, la biserică, să știți că, pe lângă faptul că sunt îmbrăcați foarte decent, sunt separați băieții cu fetele. Nu stau unul lângă altul. Nu stau unul lângă altul. Și odată am avut niște acest lucru, m-am pus și eu înainte de să fac rozarul, o mit un bărbat la mine și m-a luat și spune, nu aici, tu stai acolo, acolo sunt fetele. M-am dus rușinat, în locul meu, acolo. Așa. Uitați-vă pe Facebook, cine aveți, tinerii, să vedeți cum sunt îmbrăcați tinerii care vin la Sfânta Liturghie. Cel ce se lipește de Domnul este un duh cu el, spune Apostolul Neamurilor în Apostolul de Acți, 1 Corinteni 6:17. Cum ne alipim de Domnul? Am vorbit de Psalmul 135. De 26 de ori în veci este îndurarea Lui. Spune Psalmistul. Nu e nimic încă pierdut, dragii mei. Putem să o luăm de la capăt. Îl avem pe Fiul Risipitor. Și a venit în fire, spune Evanghelia. Sau trebuie să-ți mărturisească păcatul, să meargă la Tatăl și să spună că nu mai este vrednic să numească Fiului, ci să fie ca un zilier. Nu? Tot mai bine zilier la Tatăl, adică la Dumnezeu, decât cu porcari, nu? La porci, adică cu diavolul, în măcila diavolului. Nu? Și noi putem să o luăm de la capăt, pentru o dovadă bună. Și Europa poate să scape de emanciparea de Dumnezeu printr-o reîntoarcere la El. Să nu fie nevoit Tatăl nostru ceresc să pedepsească Europa, adică pe noi, cei care ne-am emancipat de El. A fost în istoria Europei o astfel de perioadă, perioada marilor migrații, atunci când, deși Imperiul Roman era creștin cu numele, desfrânarea era atingea cote inimaginabile la curtea împăratului și, de fapt, și la așa de zis creștini în acea perioadă. Nu? Și ce s-a întâmplat? Au venit pe poalele migratoare, au venit hunii lui Atila și praful s-a ales de toată civilizația romană. Nu? Să nu fie obligat Tatăl Ceresc să ne pedepsească, iubiți frați și iubite surori. Căci am fost cumpărați cu un preț, spune Apostolul de azi, 1 Corinteni 6:20. Prețul a fost sângele Domnului nostru Iisus Hristos, care a curs pe crucea Golgotei, pentru fiecare dintre noi, sânge care se înnoiește în curând aici, pe altar. Închei, dragii mei, cu răspunsul unui preot din Vietnam, la uimirea mea, văzând, nu s-a sărbătoare, nu duminica, peste săptămână, bisericile pline. Zic, cum e posibil așa ceva? Răspunsul lui. Cum să nu vină poporul când regele regilor vine la ei? Auziți dumneavoastră răspuns. Auziți ce conștiință a poporului catolic vietnamez. Cum să nu vină poporul atunci când regele regilor vine la ei? Cine vine la noi? În curând, aici pe altar? Cine vine? Regele regilor. Poporul catolic vietnamez este conștient de acest lucru. Amin. Lăudați să fie Iisus și Maria.